Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Cum va arăta anul 2022? Gazda anului 2022 va fi tigrul de apă. În cultura Orientului, acest animal este un simbol al forței, generozității și dreptății. Iar elementele și culorile din 2022 simbolizează dinamismul, asertivitatea și pasiunea. Anul 2022 va duce cu sine schimbări semnificative pentru toate semnele, fără excepție. Întrucât Sfântul Patron al anului însuși este un animal activ care caută constant pradă, atunci toate semnele vor trebui să fie active. Acesta este principalul lucru pe care îl spune horoscopul pentru 2022. Acest lucru este valabil mai ales pentru semnele de foc și aer. În plus, întrucât elementul de apă compensează în mare măsură activitatea obișnuită a tigrului, anul acesta va fi, de asemenea, dedicat căutărilor intelectuale și schimbărilor emoționale. Elementul de apă te încurajează să te scufânzi cât mai adânc în gândurile și experiențele tale, să înțelegi ceea ce ai experimentat înainte, iar energia tigrului îți va permite să faci asta cu dedicare de plină. Horoscopul pentru 2022 promite că nu vom aștepta pace și liniște în timpul domniei tigrului. Noul an 2022 va aduce schimbări dramatice vieții fiecărei persoane, indiferent de semnul în care te-ai născut. Anul va fi plin de evenimente strălucitoare și cu siguranță nu va lăsa pe nimeni să se plictisească. Și dacă înveți să percepi cu fermitate cotiturile puternice ale soartei, atunci îți este garantat un an interesant. Stelele prezic în 2022, anul tigrului, schimbări în toate sferele vieții și, prin urmare, horoscopul recomandă cu tărie să nu te ții de trecut, ci să fii deschisă tuturor schimbărilor și aspirațiilor. Tigrul este un semn puternic, hotărât, curajos, independent și ambițios. Conducătorul anului favorizează implementarea ideilor progresiste, acesta este momentul pentru introducerea descoperirilor și invențiilor care pot schimba viața întregii omeniri timp de mai multe decenii. Vine vremea oamenilor liber gânditori, inimoși, mulți dintre acei oameni, a căror viață a fost măsurată și calma, se vor gândi la schimbări în 2022. Nu este nevoie să te aștepți la stabilitate și liniște de la anul tigrului și trebuie să fii pregătită pentru întorsături puternice ale soartei. Bani, muncă și carieră începutul anului va fi dificil din punct de vedere financiar pentru multe semne ale zodiacului, schimbarea elementelor va fi însoțită de tot felul de fenomene de criză din sferele vieții asociate cu bogăția materială. Norocul îi va însoți pe cei care, în acest moment, vor putea să se unească cu oameni cu aceeași idee și să găsească un limbaj comun cu concurenții. Horoscopul pentru 2022 avertizează, nu pierde bani în anul tigrului, mai ales nu cheltui bani pentru bunuri de lux și divertisment excesiv. Guvernatorul anului va aprecia stabilitatea bugetară, investițiile în viitor și planificarea financiară competentă. Anul 2022 al tigrului de apă nu este foarte potrivit pentru munca monotonă, minuțioasă și pedantă. Dacă domeniul tău de lucru poate fi descris cu aceste cuvinte, atunci probabil că dorești să schimbi tipul de activitate. În plus, 2022 este un moment excelent pentru autodezvoltare și educație. Aceste lucruri poate servi ca un impuls pentru schimbarea activității curente la una mai confortabilă și mai profitabilă. Jupiter, planeta Marii Fericiri, va petrece prima jumătate a anului în constelația Peștilor. Această poziție a planetei va duce succes material semnelor elementului de apă, peștin și, și precum și racilor și scorpionilor. În a doua jumătate a anului, după ce Jupiter trece la semnul de foc al berbecului, norocul le așteaptă pe cele născute sub semnele săgetătorului, leului și berbecului. Anul tigrului va fi destul de activ pentru multe semne zodiacale și este probabil ca unora să l fie greu să țină pasul cu ritmul rapid. În 2022, ar trebui să găsești cu siguranță timp pentru relaxare și să acorzi atenție unui stil de viață sănătos. Este de asemenea, un moment minunat pentru a începe să lupți împotriva obiceiurilor tale proaste, tigrul nu este cel mai generos animal, așa că va trebui să lupți pentru a-ți crește nivelul financiar, cu toate acestea, pentru cei care reușesc să facă o descoperire, câștigurile vor fi semnificative, iar fluxul de numerar va crește dramatic, tigrul nu acceptă cheltuieli semnificative. Dar în același timp a provocat dorile în cadrul familiei și al celor dragi. Cu toate acestea, prognoza astrologică pentru 2022 nu promite o decolare ușoară în carieră sau o îmbunătățire rapidă a situației financiare. Profesioniștii activi și muncitori vor reuși cel mai probabil să-și atingă obiectivul, dar tot ceilalți vor avea un moment dificil. Vorbind despre cum va fi anul tigrului 2022. Trebuie să-ți amintești că tigrul oferă patronajul său numai persoanelor active, gata să acționeze în numele bunăstărilor. Anul acesta va fi bun și pentru cei care acordă o mare atenție dezvoltării de sine, analizei stărilor psihologice, dezvoltării intelectuale și profesionale. Anul acesta va fi greu pentru conservatori, oameni care nu sunt obișnuiți cu schimbările și nu le doresc le va fi greu să-și mențină modul de viață obișnuit, întrucât întreaga lume din jurul lor va necesita acțiune de la ei 2022. Este un an al schimbărilor în toate domeniile vieții, schimbarea muncii, a locului de reședință și chiar a partenerilor, totul devine posibil în această perioadă. Anul va fi favorabil pentru cei care și-au dorit multă timp să decidă cu privire la ceva nou și nu ar fi putut să o facă înainte, și, Chiar dacă anul acesta nu este prea calm, cel puțin va lăsa o mulțime de impresii interesante despre sine. De asemenea, este important anul acesta să acorzi mult atenție aspectului tău, pentru tigru acest lucru este de o mare importanță. Iubire și relații Horoscopul pentru 2022 promite că sfera iubirii din anul tigrului va fi plină de schimbări, întâlniri interesante și romantisme pasionale. Astrele promit o mulțime de hobby-uri, întâlniri romantice și noi prietenii. Reprezentanții elementelor de apă, rac, scorpion, bești, vor dispune de sociabilitate la maxim. Vor diferi nu numai prin dispoziția lor bună, ci și prin talentul lor de a face cu ușurință noi cunoștințe. Romanele furtunoase și pasionale vor întoarce capul reprezentanților elementului foc cu viteza fulgerului. Cu toate acestea, berbecul, leul și săgetătorul vor trebui să-și apere sentimentele și să lupte pentru dragostea lor cu rivalii. Reprezentantele pământului, taur, fecioară, capricorn, sunt sfăduite să nu-și sacrifice sentimentele pentru scopuri materiale. Numai în acest caz vei putea evita certurile și neînțelegerile asupra bunurilor. Pentru cele născute sub semnele aerului, gemeni, balanță, Vărsător, horoscopul pentru 2022 recomandă să nu fie conduse de emoții, ci să trăiască după rațiune. Atitudinea ta prea ușoară față de viață nu este întotdeauna plăcută partenerilor tăi, această atitudine este plină de consecințe irreversibile pentru relațiile comune. Noroc în acest an vor avea și acele fete care vor să se căsătorească și să aibă un copil cât mai curând posibil, cu toate acestea, nu trebuie să vă grăbiți cu capul înainte în nici o relație pripită. Este necesar să le arunci o privire mai atentă, deoarece viitorul ales poate avea un caracter tipic de tigru, adică să fie lacom și să nu fie prea dornic să-și împărtășească locul de cap de familie. Acești bărbați din anul tigrului vor părea cei mai atrăgători și mai luminoși, dar nu vă lăsați păcălită de prima impresie. Sănătate! Anul tigrului promite beneficii semnificative pentru sănătate pentru cei cu un stil de viață activ. Pentru toți cei care încă ezită să facă acest lucru, începutul anului este un motiv excelent pentru a face un pas decisiv, deoarece elementul apă este responsabil pentru activitatea inimii și a intestinului subțire, în noul an, trebuie acordată atenția acestor organe. Există șansa de a face față bolilor care au apărut mai devreme. Oamenii care sunt conștienți de problemele lor psihologice vor trebui să și monitorizeze sănătatea în special în anul tigrului, deoarece elementul apă în sine implică scufundarea în experiențele și lumea interioară acestora, iar acest lucru poate fi periculos. În continuare Îți suger să te familiarizezi cu horoscopul detaliat pentru anul 2022 după semnele zodiacale. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!